Bună ziua și bine v-am găsit! Astăzi vreau să vă mai zic câte ceva despre folosirea uleiurilor esențiale. În majoritatea stupinelor s-a terminat cu siropul, așa este indicat. Nu se folosește sirop de acum încolo, fiindcă uzează albina. Dar eu voi continua să dau uleiurile esențiale încă un timp bun de acum încolo, dacă ține vremea, până pe la mijlocul octombrie. Și metoda de a folosi uleiurile esențiale este în continuu foarte bun, foarte bună ideea de a le folosi. Folosesc în continuare aceste sticle cu găuri. Undeva până pe 10 septembrie voi folosi încă sticla cu găurile acestea date, care le am acum. Și după data de 10 septembrie voi trece la rețeta numărul 5, care o voi posta la momentul respectiv. Până atunci, iată, dăm rețeta numărul 1. Avem aici sticlele cu sirop. Așa arată ea, doar întorc sticla pe plasă, e foarte simplu. Am zis să accentuez un pic metoda de a da. Nu e greu, suntem la 5 după amiază, la ultima zi din august. Și atâta dăm 600 de mililitri aici, cam 7 steară. Această colonie, aici este plasa cu propolis, e foarte simplu de folosit. Pentru a nu uza albina folosim siropul, îi se zice tip șpriț, adică 3 litri de apă cu 1 kg de zahăr. La momentul acesta eu dau 0,3 ml de ulei esențial sau 30 de ml de mixură la litru de sirop. E ceva foarte simplu, sunt foarte mulțumit de puietul care este la ora aceasta, contează măcile foarte bine. În anii trecuți, în sudul țării, erau foarte bine dezvoltate coloniile, și vreau să ajung și eu la acest stadiu. Se pare că încet, încet am reușit și probabil dacă cu ajutorul lui Bunul Dumnezeu ajungem în anii viitori să reușim să facem o performanță cât mai frumoasă. Bun, cam atât am vrut să precizez despre uleiurile esențiale. E foarte simplu de dat, le dau în mijlocul zilei. Riscul de furtișag este foarte mare dacă folosim altceva decât sticle sau borcane. Sticle din acestea pătrate sau borcane care se puneți deasupra. O să întrebați de unde cumpăr uleiurile esențiale. Am o nouă sursă. Le cumpăr de prin străinătate. O să vă las și câteva link-uri să vedeți câteva uleiuri pe acolo, dar se găsește și în țară, nu e nicio problemă, dar la cantități mai mici, deci cam atât. Până la următorul film, să ne auzim de bine, în familie nu mai umblăm că nu avem de ce. Cam asta este, am adunat și ceva propolis la urdinișe. Activitatea este destul de liniștită, așa trebuie să fie, sunt strânse bine urdinișele, nu avem probleme cu curtișagul, cu nimic, albina nu prea mai iese afară. Am văzut niște temperaturi foarte ridicate prin țară, la mine nu este cazul. Iată, cam asta este.
mergem înainte. Așteptăm să vină iarna din septembrie. Eu, cum am spus, mai am o lună jumate de dat ulei esențial și vedem cum intrăm în iarnă cu cea albină. Aici aceștia sunt doi nuclei, s-au împerecheat de curând. Mărcilii el a fost un test. Vedem cum vor ieși în primăvară. Până data viitoare, numai bine!